Alături de mine este acum jurnalistul și realizatorul emisiunii Insider Politic, Sebastian Zachman. Bun găsit, Sebastian. Parcă se leagă cea mai importantă știre din această seară de știrea pe care tocmai am văzut-o. Vorbim tot despre armată. Un avion de tip mic care a decolat de la baza militară Covălnicioan a dispărut de pe radar. Aeronava executa o misiune de patrulare, dar a pierdut legătura cu turnul. Reamintesc informația serii. Și elicopterul trimis în căutare a dispărut. 7 oameni au murit. Aceasta este ultima informație. Despre avion încă nu se știe nimic. Toate astea în contextul în care la graniță avem un război. Tocmai asta e problema, e o veste tragică, însă această veste tragică vine și într-un context politic tragic la rândul său. Deci e o dublă tragedie aici, însă dincolo de compasiunea pentru militari, pentru familiile militarilor, pentru oamenii decedați, vedem aici totuși un semn prost din partea armatei române. Și aici nu vreau să jignesc un militar sau armata română ca instituție, însă vedem totuși un avion și un elicopter trimis după rămășițele acelui avion, care s-au prăbușit, au dispărut în misiune pe timp de pace. Subliniez, pe timp de pace. Nu e deloc o veste bună pentru armata română sau pentru siguranța noastră. Sigur, noi nu suntem apărați din fericire doar de armata română. Noi vedem zilnic, săptămânal, aproape militari străini din cadrul NATO care vin aici, întăresc flancul estic al NATO, chiar la acea bază de unde a plecat fatidicul avion, la Cogălnicianu. Vedem americani, francezi, astăzi portughezi și germani, care totuși instruiesc și pun umărul la stabilitatea militară a României. Însă sper eu că a fost doar un accident, e o vină meteorologică, să-i spunem. Nu știm deocamdată care sunt condițiile exacte în care s-a produs acest accident, însă în acest context, așa cum sublineai și tu, cu războiul la granița României, nu dă deloc bine să ne uităm la televizor și să vedem un avion și un elicopter prăbușite. Și dacă tot am vorbit despre armată, astăzi la ora 19:30 a început un nou proiect Focus în prima linie. L-ai avut invitat, primul tău invitat, pe ministrul apărării. Care a fost mesajul ministrului Vasile Dâncu în ceea ce privește România în tot acest context? Ne aflăm în cea de-a șaptea zi de război. E bine, tocmai acesta a fost mesajul. A fost o premoniție, să-i spunem, din partea ministrului apărării, care a subliniat că România nu se apără singură. Eu l-am întrebat în cazul în care Vladimir Putin, în nebunia sa, bombardează intenționat sau nu un stat membru NATO, cum ar fi România, e la granița cu Ucraina și ar fi cel mai la îndemână scenariu. Ce face? Cât rezistă armata română în acest context? Va rezista aidoma armatei ucrainiene, care vedem de 7 zile nu cedează, deși raportul de forță este de 1-10 în favoarea rușilor. Exact, și este aproape încercuită, doar granița de vest a mai rămas liberă spre Polonia. Și atunci ministrul apărării Vasile Dâncu, aici prezent în locul în care mă aflu eu acum, a spus, nu, să nu ne facem griji, pentru că România nu este singură. Adică nu, nici măcar nu se pune problema ca România să reziste, pentru că atât în Marea Mediterană, cât și în Marea Neagră și pe teritoriul României sunt trupele aliate care imediat ar interveni în cazul unei posibile agresiuni a Rusiei. Însă vedem câteva ore mai târziu, armata română, așa cum spuneam, nu dă anumite semne de slăbiciune aici, dar să credem sau să ne rugăm că Să sperăm că a fost doar un accident de etapă. Nu e nici primul și probabil nici ultimul nu va fi. Se întâmplă în armată, cum se întâmplă și în aviația civilă, să mai cadă câte un avion sau câte un elicopter. Din păcate au pierit 7 oameni și asta este adevărata tragedie, fiecare pierdere a unei vieți. Între timp, ambasadorul rus la București reclamă încălcări ale drepturilor cetățenilor ruși în România. Mai susține că demersul ambasadei, citez, este de natură să inducă în eroare opinia publică. Cum vezi tu tot ce se întâmplă? Dacă aș fi ascultat această declarație pe timp de pace, mi s-ar fi părut o glumă bună, o glumă rusească destul de bună. Însă acum, în acest context foarte încărcat în zonă, mi se pare absolut aiuritoare această declarație, pentru că cine amintește acest discurs absolut rupt de realitate al ambasadorului Rusiei în România? Ne amintește exact de discursul lui Vladimir Putin, care înainte să bombardeze Ucraina spunea că sunt zone
în care în interiorul Ucrainei, în special în regiunea Donbass, în care minoritatea rusă este supusă, citez, unui genocid. Deci vorbea nici mai mult, nici mai puțin despre un genocid la care rușii din Donbass, din Harkov, din Lugansk și chiar de pe teritoriul întregii Ucraine, pentru că vorbim undeva la 8, 9, chiar 10 milioane după anumite statistici, 10 milioane de ruși, etnici ruși care trăiesc pe teritoriul Ucrainei, ar fi supuși la, iată, anumite sancțiuni sau, mă rog, tot felul de asupriri din partea regimului politic de la Kiev. Ori spre asta ne îndeamnă și ne induce subtil și ambasadorul Rusiei în România, deși mă întreb câți etnici ruși ori mai fi în România. Sigur, avem un deputat în Parlamentul României care reprezintă această minoritate, însă vorbim de o minoritate oficială de câteva sute, cel mult de câteva mii. Și i-aș reaminti, așa, uitându-mă în trecut și amintindu-mi de vorbele bunicilor mei, că sunt ruși care au plecat, adică conaționalii domnului Cuzmin, care au plecat din războiul, din al doilea război mondial, jefuind satele României, violând femeile României și pur și simplu făcând prăpăd pe teritoriul acestui stat. Nu cred că românii au vreo imagine bună sau simt loialitate sau compasiune sau empatie față de poporul rus, mai ales în aceste zile. Foarte pe scurt, ziua 7-a, Rusia continuă atacul, așa cum am văzut, asupra Ucrainei. În această seară au început atacul asupra Odesei. Au obținut controlul asupra unui prim oraș, Herson. Prizonierii ruși de război vor fi eliberați dacă mamele vin la graniță, la Ucraina, și își preiau copiii. Foarte pe scurt, cum vezi tu ziua 7-a? Important e că a mai trecut o zi fără ca armata roșie, armata Rusiei, să cucerească Kievul. Deci, în fiecare dimineață când mă trezesc cu acest gând să văd au intrat rușii în Kiev, pentru că nu e doar o statistică, aici nu vorbim despre o matematică militară. A intrat într-un oraș, fie el Kiev sau alt oraș mare de pe teritoriul Ucrainei, l-ai cucerit și gata, pui steagul Rusiei acolo și înseamnă că totul s-a terminat. Nu. Cucerirea orașului Kiev, spre exemplu, ar provoca un război de gherilă acolo. Practic, dacă rușii ar începe să controleze instituțiile statului ucrainean de acolo, din mijlocul Kievului, din ceea inima... Ceea ce își doresc. Ceea ce își doresc din inima Ucrainei, n-ar face altceva decât să provoace o puternică mișcare de rezistență ucraineană. Deci, pe scurt, în următoarele luni sau următorii ani, trupele ruse instalate acolo, la Kiev, vor încerca să-i nimicească pe ucrainienii patrioți și naționaliști care luptă pe bună dreptate pentru țara lor, în timp ce trupele de gherilă ucrainiene, să nu uităm că orașul, locuitorii orașului Kiev sunt hiperenarmați în acest moment, s-au dus acolo, au stat la rând ca să primească armă și să lupte împotriva inamicului, toți acești oameni nu vor fi siguri că nu vor preda armele, se vor organiza în mici grupulețe de gherilă și vor lupta, vor încerca să-i căsăpească pe ruși. Cum ai văzut scenele acelea cu sigătele de ajutor ale prizonierilor ruși de război? Ucraina spune că așteaptă mamele prizonierilor să vină să ia acasă. Bun, face parte aici și din războiul informațional. Sigur, acum nu putem să fim stânci, să vedem că chiar dacă Rusia invadează Ucraina pe nedrept, sunt totuși copii care mor acolo, 18, 19, 20 de ani, tineri ruși aflați în timpul stagiului militar, care pur și simplu au fost transformați în carne de tun. Asta se întâmplă. Care la rândul lor au mame, au părinți acasă. Au mame, au părinți care plâng și așteaptă acasă. Am văzut mesaje publicate, mesaje telefonice absolut înduioșătoare, în care mamele unor copii îi așteptau acasă, voiau să le trimită colet. Deci vă dați seama de absurdul situației. O mamă din Rusia vrea să-i trimită colet copilului și copilul aproape că este făcut el colet de carne vie într-un război absurd provocat de Vladimir Putin. Și aici merită să subliniem din nou că în spatele fiecărei vieți pierdute, fie că vine din Rusia sau din Ucraina, se află acest criminal Vladimir Putin, care sper eu să ajungă la fel ca Slobodan Milošević în fața Tribunalului Internațional de la Haga. Mulțumesc mult, trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc, Sebastian Zachman. Te vedem și mâine la ora 19:30. Mâine seară cu Dacian Cioloș, fostul premier al României, vorbesc despre posibila aderare la UE a Ucrainei.